După finalizarea cursurilor școlare în unitățile de învățământ din municipiul Roman, la Clubul Copiilor se va deschide școala de vară, în care elevii care nu pleacă din oraș vor avea posibilitatea să-și petreacă mare parte din vacanța de vară participând la activități instructive, educative, atractive. Nu este această activitate de sfârșit de an. Clubul Copiilor, imediat cum se încheie școala, începe școala de vară. Avem 5 săptămâni în care așteptăm copiii să vină la noi pe diverse activități. O să facem publicități la momentul potrivit. Săptămâna viitoare, miercuri, cadrele didactice vor propune activitățile pentru școala de vară. Parte din activități se vor desfășura la sediul Clubului Copiilor din Roman, amplasată în incinta Școlii Generale numărul 9 din cartierul Favorit, unde funcționează încă unitatea de învățământ ce desfășoară activități extracurriculare. Alte activități vor avea loc în alte locații, ce vor fi anunțate din timp de către organizatori.